Stratagema 30. Arta de a avea întotdeauna dreptate, de Arthur Schopenhauer. Apelul la respect sau argumentul autorității. Argumentum ad verecundiam, argumentul care face apel la respect. Drept argumentare, putem să ne folosim de autorități, ținând seama, bineînțeles, de cunoștințele adversarului. Iată ce ne spune Seneca. Oricine preferă să creadă decât să judece. Unusc fix fe, mai vut credere quam judicare. Deci, facem un joc bun dacă putem să invocăm o autoritate respectată de către adversar, iar autoritățile vor fi cu atât mai multe cu cât cunoștințele sale și competențele sale vor fi mai restrânse. Dacă, de exemplu, aceste cunoștințe și competențe sunt de prim ordin, respectivul adversar nu va avea pentru sine decât puțină autoritate sau deloc. Dacă, de exemplu, aceste cunoștințe și competențe sunt de prim ordin, respectivul adversar nu va avea pentru sine decât puțină autoritate sau chiar deloc. În cel mai rău caz, el se va aralia la opinia specialiștilor într-un domeniu pe care nu-l cunoaște decât puțin sau deloc, la o știință, la o artă, la o meserie și nu o va face decât cu nefiență. Dimpotrivă, oamenii de rând au un profund respect pentru specialiștii din orice categorie. Ei nu știu că cei care își fac o profesie dintr-un anumit domeniu nu îl iubesc neapărat pe acesta, ci numai ceea ce se raportează la persoana lor și că cel ce ne învață un lucru rare ori îl cunoaște în profunzime. Căci, dacă l-ar studia în mod profund, n-ar mai avea timp să-i învețe și pe alții. Dar, pentru vulgus există o mulțime de autorități care se bucură de respectul său. Ca urmare, dacă nu avem o autoritate adecvată ca să o invocăm pentru subiectul în discuție, să luăm una care este în mod aparent adecvată. Să cităm ceea ce a spus Cutare într-un alt sens sau într-un context diferit. Se întâmplă frecvent ca autoritățile de la care adversarul nu înțelege nimic, tocmai acelea produc cel mai bun efect. Ignoranții au un respect cu totul ieșit din comun pentru floricele retorico-stilistice grecești sau latinești. Putem de asemenea nu numai să deformăm sensul acestor referințe de mare autoritate, ci și să le falsificăm de-a dreptul, în caz de necesitate. Putem chiar să cităm niște autorități care sunt pure invenții, căci adversarul nu are în general cartea în mână și nici nu știe de ce altceva s-ar putea folosi. Cel mai frumos exemplu în această privință este dat de către preotul francez care, pentru a nu pava porțiunea de stradă din fața casei sale, ca ceilalți cetățeni, cita o formulă biblică. Pavent ili, ego non pavebo. Să se sperie ceilalți, eu nu mă voi speria, ceea ce a convins Consiliul Municipal. Auditorii, care nu știau latinește, au interpretat cuvântul pavere, care înseamnă a tremura de frică, a se speria, a se înspăimânta, ca fiind echivalentul lui a pava. Putem folosi drept autoritate prejudecățile comune, căci cei mai mulți oameni gândesc împreună cu Aristotel. Și anume, ceea ce pare corect celor mulți, spunem că este adevărat. Hamen polois docei tauta, ge einai famen. Și nu există părere oricât de absurdă pe care oamenii să nu o îmbrățișeze din tot sufletul de îndată ce au putut fi convinși că aceasta este unanim acceptată. Exemplul acționează asupra gândurilor lor, ca și asupra faptelor lor. Oamenii sunt ca oile lui Panurj sau Panurge, care îl urmează pe berbecul din frunte, oriunde l-ar conduce el. Le este mai ușor să moară decât să gândească. Imaginea simbol a oilor
care se aruncă în prăpastie, urmându-l orbește pe berbecul din fruntea turmei, a intrat în circuitul internațional prin cartea lui François Rabelais, născut în anul 1494 și decedat în anul 1553, Gargantua și Pantagruel. Publicată versiune integrală pentru prima dată în 1546, cartea a fost tradusă apoi în sute de limbi, devenind bun comun al tezaurului literaturii universale. Este foarte ciudat că universalitatea unei opinii are atâta greutate pentru ei, fiindcă ar fi suficient să se observe pe ei înșiși ca să constate că semenii au adoptat niște opinii fără judecată proprie, ci numai în virtutea exemplului. Dar dacă nu văd realitatea, asta se întâmplă pentru că sunt lipsiți de orice cunoștințe despre ei înșiși. Aceasta fiind o idee de sorginte socratică, asupra căreia filozoful german a revenit deseori. Numai elita zice, împreună cu Platon, cei mulți au păreri multe, tois polois poladochei. Adică, cei din vulgus au în cap o mulțime de fleacuri și dacă ar trebui să ținem seama de ele, am avea mult de furcă cu asta. Pentru a reveni la discuția serioasă, o opinie general acceptată nu este o dovadă și nici măcar un indiciu al verosimilității corectitudinii vreunei dovezi. Cei care fac o astfel de afirmație trebuie să admită 1. Că îndepărtarea în timp privează orice generalitate de valoarea sa demonstrativă. Altfel, ar trebui ca ei să-și amintească toate greșelile din viața lor făcute pentru că au luat drept adevăr ceea ce nu mai era adevăr. De exemplu, sistemul lui Ptolemeu sau faptul de a restabili catolicismul în toate țările protestante. Claudius Ptolemaios, născut în 90 și decedat în 168, a fost un astronom, matematician și geograf care a conceput sistemul lumii după doctrina geocentrică, acceptată până la Copernic în 1543. Și trebuie să se mai admită că îndepărtarea în spațiu are același efect. Astfel, generalizarea opiniei la adepții budismului, ai creștinismului și ai islamismului ar pune spiritele în încurcătură,